Fostul tenismen a dezvăluit că este supărat pe ea după ce și-a făcut cont pe OnlyFans, o platformă destinată adulților. Este incredibil ce poate să spună. Păi cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o, așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu 3 ani, când a apărut ea cu OnlyFans-ul sau dezbrăcat în poze, atunci am blocat-o, de atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea. Și a continuat susținând că nu mai are ce discuta cu ea. Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo 500.000 de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui, ferească Dumnezeu, cum să o blochez eu? Mă bucur că soțul meu face lumină. Această fată văd că iar caută scandal. Ocazional iese și mă atacă, în condițiile în care nu mă cunoaște. Nu ne-am văzut niciodată, săptămâna trecută, cu 4 zile înainte ca soțul meu să împlinească 78 de ani, mi-a dat cerere de prietenie pe Facebook. Am acceptat-o fără probleme. Apoi, a lăsat un comentariu la una dintre pozele în care apăream cu Ilie, la mulți ani, tati, cum să spună că eu mă împotrivesc ca soțul meu să țină legătura cu copiii lui? Păi nu sunt și eu părinte? E treaba lui cum își ajuta copiii. Dacă le dă sau nu bani, nu a mea. Tind să cred că această fată este pusă de cineva să mă atace. Noi, femeile, suntem mai răzbunătoare și uităm mai greu unele lucruri. Cine știe ce o avea pe suflet? Repet, eu nu am nimic împotriva ei. Păi dacă ar fi vrut să ia legătura cu tatăl ei, îmi putea spune acest lucru și aș fi ajutat-o fără probleme. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.